Gluma lui chiprianos s-a scos-o din sărite pe Elena. Mi s-a părut foarte deplasată, concurentul pare că a călcat strâmb în cunoașterea cu blondina. Elena s-a declarat deranjată de glumele, cu tentă făcute de Kiprianos. Se pare că umorul acestuia nu a fost primit cu aceeași lejeritate de către Elena, care a simțit că tonul glumelor a depășit o limită de confort personal. Într-un dialog deschis cu Andreea Mantia, Elena a povestit că totul a început de la câteva întrebări pe care Chiprianos i le-a adresat într-un mod pe care el a considerat nepotrivit. Elena nu poate trece prea ușor peste glumele lui Chiprianos. Aceasta a exemplificat situația cu o întrebare inofensivă la început despre fructele ei preferate, dar care a escaladat rapid spre discuții mai sugestive: Andreea Mantia, de ce ești supărată, Elena, m-au deranjat niște glume care nu își aveau sensul din partea lui chiprianos. S-a dus tot în direcția aia și nu-i ok. Cu tentă, m-a întrebat ce fructe îmi plac. I-am spus pepene și cireșe și în momentul acela, Rob mânca o banană și m-a întrebat dacă îmi place și fructul respectiv. Au mai fost și alte glume și am spus că nu-i ok. Da, am râs, dar gata. Momentul culminant a fost când Elena a relatat o glumă pe care a considerat-o deplasată. Gluma care mi-a pus capac a fost atunci când am stat eu dreaptă și a spus că îi place priveliștea din spate și mi s-a părut foarte deplasată și m-am supărat. Chiprianos calcă strâmb de la început. Se pare. chiprianos. Îmi cer scuze. Elena. Deci Chiprianos a încercat să se justifice și și-a cerut scuze. Menționând că vi-așa mai glumesc eu, Elena a rămas fermă pe poziție. Elena. M-a întrebat dacă am tatuaje în locuri ascunse. Chiprianos. Așa mai glumesc eu, Andreea Mantia. Ce impresie ți-a lăsat? Elena a menționat că, deși Kiprianos poate părea liniștit, atitudinea lui sugerează altceva în realitate. Elena, m-a deranjat, mai ales că vin din partea lui. Pe cât te liniștit pare, probabil în interiorul lui este altceva. Kiprianos, ai văzut să fac glume de genul cu altă fată, cu tentă? Elena, cum să mă întrebi așa ceva?